economia dă semne de revigorare. Banca Mondială a îmbunătățit prognoza de creștere pentru România la 2,5% în 2014 și 2,7% la produsul intern brut anul viitor. Exporturile au înregistrat avansuri constante, iar gradul mare de absorpție al fondurilor comunitare destinate agriculturii pe fondul unui an de excepție datorită condițiilor climatice au dus România la una dintre cele mai mari creșteri din Europa. Presiunea băncii centrale de a diminua creditarea în valută și a încuraja împrumuturile în monedă națională a început să aibă efecte. Pentru prima dată după 1989, dobânzile la lei au ajuns la nivelul celor în valută, o tendință bună pentru finanțare. Această conjunctură, alături de programele guvernamentale pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, pot impulsiona afacerile și crea locuri de muncă. În ceea ce privește semnalele din economia mondială, Statele Unite ale Americii au obținut o creștere importantă, iar Uniunea Europeană a înregistrat pentru prima dată de la declanșarea crizei scăderea datoriilor. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul Andrei Siminel, director general în CH România. Bine ați venit! Bună ziua! Au fost făcute în ultima perioadă tot felul de afirmații, ba din lumea sindicală, cu privire la TVA-ul cu alimentația publică. Au fost unii care, dacă, și nu o să le dăm numele pentru că vrem să invităm în emisiune, au spus că e mai bine să se dea la sfârșitul anului, să nu se scadă. Și eu nu-mi imaginez cum un lider sindical important în țara românească nu poate să țină cont de oamenii lui, nu? El reprezintă oamenii și de cele mai multe ori cei care sunt în sindicat sunt și mai mici la lefuri, așa, știți? Să nu-ți dai seama că o diferență de 15% înseamnă extrem de mult, dar în fine. În fine, și doamna ministru Ioana Petrescu a apreciat inclusiv în direct la noi, în emisiune, când a venit treaba cu această campanie, considerată cea mai bună campanie în domeniul evaziunii fiscale a noastră televiziunii. Cu acest prilej a spus, de exemplu, chiar astăzi, că oamenii săraci consumă mai multă pâine și că faptul că aici s-a scăzut TVA-ul e un lucru bun. În același timp, pe 3 luni de zile s-au făcut analize și se constată că și evaziunea este în jos. Din punctul dumneavoastră de vedere, care aveți și fabrici de resort, cum vedeți treaba asta cu TVA-ul la pâine și extrapolarea lui la alte produse alimentare? Da, cred că doamna ministru Petrescu ar putea foarte simplu, având în vedere calificarea și aplicarea pentru numere, să facă 1000 departamente de 7-8 persoane care să analizeze producția declarată la producătorii de pâine, consumul de gaze de la furnizorii de utilități, gaze, curent, apă, consumul de materii prime de la materii prime esențiale, cum ar fi, de exemplu, drojdia, rețetele care se folosesc, și cu Excel se adună toate aceste cifre și se realizeze faptul că mulți declară 100 de pâini fabricate, să zicem, într-o zi, în timp ce au consumat gaze, curent, apă, drojdie pentru 1000. N-are nevoie să plece din birou pentru această analiză. Doar cele aceste date durează, plece, poate 2 luni de zile, cel mai lung termen. Durează analiza o săptămână, după care, după această perioadă, poate să spună foarte clar cine lucrează la negru, cine lucrează incorrect și n-are decât să le ceară celor care lucrează la negru din aceste consumuri, că se vede foarte grea, să-i invite să spună, dumneavoastră, spuneți voi, cum ați reușit să consumați gaze pentru 1000 de pâini și să aveți în acte numai 100. Demonstrați voi cum ați făcut aceste consumuri la gaze, la drojdie, la apă, la toate utilitățile acestea care sunt, evident, nimeni nu le... Și să zicem că unul are o tehnologie mai veche, poate fi ceva de 2%, 5% diferență. Diferențele sunt mici. Dar de la 100 la 1000, da, sigur că l-ai prins cu o caua mică. Da. Și e o soluție care, să nu zic 3 luni de zile, 4 luni de zile, poate să limpezească o industrie cu 5, 6, 7, 8, 10 oameni. Ori poate să extindă acest experiment ulterior la alte câteva industrie și într-un an de zile. Și cu efecte deosebite la nivel de evaziune. Da, nu? Numai din cifre. N-are nevoie să viziteze, n-are nevoie să facă controle, numai din cifre. Cifrele există. Furnizorii de utilități sunt foarte clar cât au dat curent, gaze la fiecare producător. Câte pâine a produs fiecare se vede iar din rapoartele fiecăruia, care trebuie să le trimite către Ministerul de Finanțe la solicitare.
nu trebuie să plece din birou. Să nu uităm, Al Capone n-a căzut pentru multiplele crime făcute, ci pentru că n-a plătit evaziunea fiscală. Din cifre. Ori aici soluția este extrem de simplă și cred că dânsa, am și văzut un articol al dânsei care exact în aceeași direcție bătea și de-aia și susțin această idee, pentru că într-adevăr este o cale facilă și practică de a reduce dramatic piața la negru, nu doar într-o industrie asta banificație, ci în multe alte industrie. Și cred că dânsa are calificarea, are dorința și aplecarea în ce am observat din... De când a apărut această treabă, domnul Andrei, a mai existat, că dumneavoastră aveți, cum spuneam, mai multe firme în domeniu, mii de oameni care lucrează pe aici, a mai existat chestia aceea cu îți iau marfă, dar să nu îți dau factură? Există în continuare și telefoanele care le primise de emisiune justifică sau arată, atestă de fapt acest fenomen. Nu este cazul nostru, pentru că fiind o firmă de alt profil, nu intrăm în această discuție, dar dacă n-ar exista, n-ar putea să vândă la negru cei care vând la negru. Că n-ar avea cum. Da, au început telefoane de la telespectatori. Domnul Cristi Buză din Constanța spune că în piața Tomis, din Constanța, evident, evaziunea este în floare. Păi probabil că inspectorii de acolo au, eu știu, buzunarul plin. Nu vor să vadă despre ce e vorba. Poate au auzit. Sau poate le spunem noi. Domnul Andrei, am constatat zilele trecute, am rămas așa mut când am văzut, de exemplu, că în Egipt aproape 530 de oameni, simpatizanți ai frăției musulmane, au fost condamnați în două zile de judecată la moarte și că acum se pregătește un alt lot de aproape 700 de suflete. Din punctul dumneavoastră de vedere, care aveți firme în toate țările lumii, care aveți așa un fond de investiții imens și care aveți legătură cu toți colegii dumneavoastră din toată lumea, care e opinia la așa ceva? Pentru că asta numai spre bine, nu? Acum 20 de ani, când Ceaușescu a fost executat, într-un termen scurt, o procedură sumară, într-adevăr a fost un fenomen extraordinar și mare, dar ce fac oamenii ăștia în Egipt, nu știu dacă în Temea, poate sunt teroriști, poate nu sunt, dar deși un număr așa de mare, greu de presupus că ar fi toți teroriști. Mai degrabă sunt credincioși sau o credință. Dar să-i condamni în a doua zi de judecată, nici n-ai apucat să-i numeri. Nici numele, cred că nu poți să-l rostești și să spui câteva fraze despre fiecare în două zile de judecată, să-i condamni la moarte în a doua zi de judecată, mi se pare o exagerare care nu este de natură să reducă tensiunile din acea parte a lumii. Și întrebarea este, ok, dacă acei judecătorii din Egipt, sper că nu toți, poate sper că curțile superioare vor avea o altă abordare, lucrează în acest mod încotro să îndreaptă lumea, încotro ce face Egiptul, o țară totuși civilizată, o țară totuși specială, barim în științe, în dezvoltări, este cunoscută, are matematicieni, fizicieni de renume. O mare întrebare pentru această parte a lumii. Da. Haideți să ne oprim puțin și să rugăm pe doamna regizor Apostol să difuzeze un mic reportaj care e tot cu evaziune. Pentru o viață mai bună, solicitați bonul fiscal. Această inițiativă reprezintă, după cunoștința mea, primul pas pe care o instituție media îl face către populație pentru a sensibiliza această problemă cardinală. Evaziunea este direct proporțională cu lipsa culturii economice a populației. Ăsta e rolul televiziunii publice și acestei emisiuni remarcabile, care este interes general. Păi ăsta este interes general zero, prioritate zero pentru economia națională. Rețineți, vă rog, că în prezent o familie românească alocă circa 40% din buget alimentelor. Deci vă dați seama ce scădere semnificativă ar fi dacă cele trei elemente fundamentale ale alimentației, pâine, carne și legume, mai bineînțeles și laptele, ar fi cu TVA 9%. Asta e menirea televiziunii și, repet, a unei emisiuni
ca interes general. Pentru o viață mai bună, solicitați bonul fiscal. Am spus-o mereu și o fac chiar cu riscul, dar îmi spune unii că mă repet. Cred că dacă cei din guvern, inclusiv premierul, ar ține cont de studiile Institutului de Prognoză, dacă acest domn profesor Mereuță, această enciclopedie pe două picioare, ar fi mai consultat mai des, cred că multe dintre hotărârile luate, sau măcar 10% din ce scrie domnia sa în ultima perioadă, ar fi băgate în seamă, probabil că standardul nostru de viață ar fi cu mult mai ridicat și într-un timp mult mai repede. Între timp a apărut și colega noastră, Georgiana Enache. Asta înseamnă că doi telespectatori ai emisiunii noastre vor câștiga câte 500 de lei. Mihai Olimpia din Ilfov. Da, un bon de 1,80 lei. A câștigat 500. Bună investiție. Și Costea Iulian din Giurgiu. Da, domnia sa aproape dublu, 2,40 lei, și a câștigat tot 500. Te mai așteptăm, Georgiana. Ia uitați-vă din Pitești, de la noi din Argeș, domnul Andrei. Toate discuțiile din media, domnul Tomescu Nicolae, spune că toate discuțiile din media în zona economică se dezbate problema salarizării bugetarilor. De ce se acordă atât de mult spațiu acestei categorii când cei mai mulți angajați sunt la privat, iar aici predomină salariul minim pe economie? Da, probabil că avem salariul minim pe economie la privat pentru că o parte din plată se face la negru. Iar discuțiile sunt în zona aceasta pentru că sunt foarte mulți concentrați într-o mai puține instituții și atunci impactul este mai mare. În timp ce la un privat are 50-100 de angajați, reduce jumate din ei, nimeni nu bagă de seamă. Și mai există probabil și faptul că atunci când sunt probleme la nivel bugetar, în loc să se facă cum au făcut americanii, să se îndemne la consum, să se găsească formule de acest gen, toți au făcut ca în Europa, au tăiat. Și au zis, unde avem bugetari, unde putem să tăiem? Da. Tăiem de aici. În condițiile astea ați văzut și urmările. Doamna Maria din Iași spune că toate magazinele din comuna în care domnia sa locuiește nu eliberează bonuri fiscale. Au fost inspectori în control, dar au găsit magazinele închise. Au fost anunțați dinainte. Da, credem că așa se întâmplă și e păcat. Înseamnă că unul dintre inspectorii respectiv avea interes în zona cu pricina și din această cauză. Vă dați seama că dacă un magazin dintre cele din comuna respectivă încearcă să lucreze pe corecte, pe de o parte va avea probleme cu toți ceilalți, toate celelalte magazine, iar pe de altă parte va ieși din business, pentru că nu va putea să vândă produse fără TVA, fără adaosurile acestea care va vinde mai scump, pentru că va pune TVA și automat va ieși din business. Deci, nu doar că sunt toți, dar nici nu are șansă vreunul să fie altfel decât ilegal. Da. În același timp, în comuna respectivă, probabil, sigur, sunt școli, este dispensar, probabil pompieri, polițiști, jandarmi, care au nevoie de bani. Da. Bani din TVA, că din altă parte n-aduce mama de acasă, că ea de-abia fără mine nici nu s-ar descurca. Și în condițiile astea, vrei să meargă treaba bine? Mă gândesc că, în fine. Domnul Andrei, am vorbit zilele trecute și între noi așa ca privați. Până una alta, haideți să încercăm să extrageți și de aici noastră un câștigător. Păi, citiți dumneavoastră. Să-l scoatem. Doamna Adriana Dina din București, sesizare către ANAF, Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Da, deci cei care solicită bon fiscal și n-apucă, există un clip care se difuzează și pe toate canalele noastre și la televiziunile teritoriale și bonul respectiv cu petiția în cauză trimiteți la noi și avem încă un bonus de 500 de lei. Așadar, doamna Adriana Dina din București a câștigat 500 de lei, să fie cu noroc. Domnul Andrei, începusem să vă spun și puțin mai devreme că am vorbit zilele trecute și despre ce se întâmplă cu vecinii noștri ucrainieni, cu ce se întâmplă la nivel de Rusia, cu semnalele, cu G8-ul, cu G7-le. Din punctul dumneavoastră de vedere al unui om de afaceri care nu face politică, dar care totuși țineți mii și mii de oameni
la serviciu. Cum percepeți treaba asta? E o chestie... Cred că situația este extrem de dificilă și comportă mai multe discuții în planul acesta financiar. Pe de o parte, Rusia lucrează cu Europa de vest 300 miliarde de dolari pe an, ceea ce o sumă mare. Ori restricțiile vor duce la scăderea vânzărilor, exporturilor din Europa de vest către Rusia, importul de gaze, o treime din importul de, din producția de gaze a Rusiei merge în Europa. Deci legăturile, dacă veți, între Europa și Rusia sunt foarte strânse. Orice interdicție în zona economică, orice va afecta această relație și va duce la o stagnare și la o, eventual chiar o scădere economică a zonei. Nu se întâmplă la fel cu America. America lucrează numai 50 de miliarde în relația cu Rusia anual și asta face ca America să fie mult mai vocală și mult mai liberă în abordări. Din altă perspectivă, ocuparea Crimeei în modul acesta semi-agresiv de a prelua un teritoriu ridică întrebări privind dacă se oprește aici, dar ce se întâmplă cu proprietățile noastre din, cu investițiile din Rusia, din Ucraina, ceea ce face ca să afecteze și România, pentru că România la nivel de America nu e percepută ca fiind un spațiu, știu eu, separat. Face parte din această zonă, deci pericolul din Crimea se extinde automat asupra României, deci impactul pe această zonă este iar mare și se va materializa prin scăderea investițiilor americane nu doar în Ucraina, Rusia, ci și în România. Și România, al treilea plan, are legături comerciale, adevărat, nivelul 1-2% din PIB, deci câteva miliarde, cu Rusia. Nu știu în ce măsură, mi-e greu să estimez impactul. Cu siguranță însă că mai puțin curaj va fi pe orice dezvoltare în acest sens. Și rămâne evident întrebarea cu Republica Moldova, care iar ridică un punct de vedere economic. Deci, din perspectivă economică, nu e bine. Nu e bine, dar cu toate astea există specialiști, domnule Andrei, care spun că, în esență, întrucât istoria spune clar că Crimeea a fost a Rusiei, nimeni n-are cum să încurajeze pe față o astfel de treabă, dar că există un semnal tacit că n-au ce să-i facă și că, de fapt, și-au luat-o. Și că din... a luat cea lor, doar că în zona asta, și nu numai în zona asta, în toată Europa, e ca un fel de butoi cu pulbere, fiecare are de revendicat câte ceva. Fiecare are... Și era pe vremuri o vorbă cu cine se învecinează Uniunea Sovietică și se spunea cu cine vrea. E, nu toți pot face așa, dar sunt efecte în lanț. Poți să închizi ochii pentru o astfel de treabă, dar dacă treaba asta se generalizează, cam pe unde ajunge? În condițiile în care toți specialiștii spun, într-adevăr, Crimeea e Rusia. Din fericire, Uniunea Europeană asta aduce în plus, și anume aduce această transparență a granițelor. Nu mai contează că sunt român, că sunt maghiar, că sunt francez, că sunt suedez, pot să lucrez în toată Europa, pot să-mi cumpăr în toată Europa proprietăți și, de fapt, mulți, mulți români lucrează, au proprietăți în alte țări. Nu știu în ce măsură să mai simt chiar români, pentru că trăind de 10-15 ani în altă parte, s-au integrat, fiind forțați și economic și prin natura socială, să se integreze acolo unde trăiesc. Deci Uniunea Europeană are acest avantaj că vine și reduce dramatic tensiunile între țări. Poate că, mă rog, noi suntem prea mici ca să dăm acest sfat Rusiei, dar da, cred că asta ar fi o cale Vasile corectă. Din Suceava spune că există un mare magazin care face evaziune fiscală, a reclamat la poliție, la agenți fiscali, la tribunal. Nimeni nu face nimic în ultimii 5 ani, toți au închis ochii. Ne spune și magazinul, dar să nu vrem să facem un deserviciu unora, cred că cel mai bun lucru ar fi pentru Ministerul de Finanțe, pentru sucursalele din Suceava, să vadă despre ce e vorba și să-și întărească controlul. Doamna Ionescu din Tellerman, ce se întâmplă cu televiziunea română? Cum poate președintele acestei instituții, care a fost standardul mediei românești zeci de ani și a format atâția profesioniști, să ia măsuri atât de dure? De ce nu sunt promovați profesioniști din televiziune și sunt aduși nume din afară, de multe ori cu o moralitate... Doamnă, e un subiect. Deocamdată, nu știu ce să vă spun, sunt și în ipostaza asta și de salariat și de moderator și nu cred că ar trebui să discutăm fără cei implicați, dar probabil dacă se va
se vor așeza lucrurile, vom încerca să aflăm și noi. Pentru că, într-adevăr, sunt oameni care spun că insolvența nu se poate aplica, de exemplu, unei televiziuni publice. Televiziunea publică are foarte multe rele, dar când te uiți acum, de exemplu, înainte să vin aici, toți spuneau, gaura neagră a făcut, dar gaura aia neagră, câți oameni știu, sau dacă știu de ce nu vorbesc, că nu veneam la Parlament, ne spunea, dați fotbalul. Și arătam, de exemplu, Sasu, când era el președinte, a spus, nu avem bani nici de să trecem strada. Nu ne interesează, este televiziune publică, nu are importanță, dați bani. Și nu a costat decât doar un gest, doar o astfel de treabă, 43 de milioane de euro. Păi aici, că gaura neagră a televiziunii, parcă a dus acasă cineva banul ăla. Dar e o altă discuție, probabil că la vremea respectivă o să discutăm, să o invităm pe Georgiana din nou să vină și să mai facă fericiți doi oameni, deși termenul mereu îmi spun mie și rușine, dă suma așa de mică, dar sunt foarte, foarte mulți oameni, primim zilnic telefoane în care spun, de ce nu mai ales pe mine? Pentru ei contează extrem de mult. Te rog, Georgiana. German Gabriela din București. Da, care are un bon de 7 lei și 60 de bani. Și Nicola Maria din Bechet. Din Bechet. Deci, care are un bon mai mare de 100 de lei, cu mai multe, dar și cu cereale, și cu pâine, și cu de toate. Să fie cu noroc. Domnul Andrei, haideți să mai îndulcim puțin aspectul, pentru că vorbim mult de lucruri mult prea strâmbe, ca să zic cu ghilimele. Să ne referim la niște studii. Studiile de specialitate făcute pe subiect, de exemplu, femei cu studii superioare, arată că nu se înghesuie la măritiș, ca să ne exprimăm așa mai pe direct, către băieți frumoși, așa, făt frumos din lacrimă, ci mai mult către băieți deștepți, către oameni care pentru ziua de mâine au făcut ceva și care înseamnă ceva. Ceea ce înseamnă că genetic există un spirit de conservare. Cum interpretați dumneavoastră treaba? Vedeți, domnul Burtea, până la urmă se dovedește că femeile sunt mai deștepte decât noi, bărbații. Este foarte clar. Faptul că femeile aleg persoane inteligente pentru măritiși, nu pentru un alt, pentru măritiși, arată că genetic este o asemenea predispoziție pentru această alegere. Ori această genă este posibil ca să fi fost cea care a făcut ultimele 100 de mii de ani să facă o diferență în evoluția speciei. Pentru că tot căutând pe unul mai deștept, pe unul mai deștept, nu pe unul mai frumos, deci n-am ajuns cei mai frumoși din lume, dar am ajuns ca mamifere, să zic așa, cei mai inteligenți de pe această planetă. Deci, cum spuneam, femeile, pentru că ele aleg până la urma urmei, așa spune noi toată teoria, noi căutăm, ne zbatem, ne prezentăm, presăm, dar alegerea o fac ele, femeile sunt mai inteligente ca bărbații până la urma urmei. Ele poartă standardul. Da, mai avem de un minut și o țărică. Domnul Bogdan din București, la Remat Sud nu se dau bon fiscal la comercializarea fierului vechi. De ce să solicite bon fiscal la anumite produse și la altele nu? Da, a spus compania, poate sunt și autoritățile care se uită la această emisiune și care pot să marcheze. Da, domnul Iubu din București crede că întrebările și discuțiile dintre noi doi sunt aranjate. Ce să vă spun? Poate vă uitați mai frumos la emisiune și o să vedeți că și aranjate, dacă ar fi, sunt de interes general și sunt, cum să vă spun, dacă vreți, cancan. Dar oricum, la o televiziune publică sunt lucruri interesante și cred eu că ar trebui să vă placă și dumneavoastră. De ce nimeni din București nu este interesat de cei care vând facturi la colț de stradă? Exemplu, șoseaua Colentina. Am avut specialiști în acest domeniu, au fost aici, au spus că ei fac controle. Când ieși înspre mare, într-adevăr, îi vezi. Pentru că mai avem nici un minuțel. Credeți că lucrurile se îndreaptă cu plusul pe care îl avem la PIB, cu toate astea alte, ne îndreptăm spre ce trebuie? Este impactul disputei din Rusia poate să afecteze întreaga dezvoltare economică. Înainte de intrarea în Crimea, lucrurile erau pozitive și mergeau într-o direcție clară. La nivel de Europa, luna trecută a fost o lună de stagnare, de s-a tăiat creșterea, chiar un ușor regres. Să vedem dacă interdicțiile care se vor aplica Rusiei vor fi de mai mare amploare, acum s-au limitat la niște persoane, dacă vor fi de mai mare amploare, adică să limiteze export, import, tranzacții, toată această relație comercială de 300 miliarde, asta nu se trece ușor peste ea.
Am înțeles. Apropo de domnul Iubu din București, poate îl invităm în direct să vadă cam cum sunt aranjate treburile. Iar domnul Florin din Vaslui spune că este distribuitor de pâine, foarte puțin comercianți livrează factură. Îmi fac semne că s-a terminat emisiunea. Vă mulțumim pentru prezență, domnul Andrei, și telespectatorilor pentru atenție. Rămâneți pe canalele televiziunii publice pentru că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!